spus că suntem liberi, împlinind în viața demnul de a iubi unul pe altul. Astăzi mergem, veniți căsătorie mea, de vreunii ca să fim uniți ca frații, învingând calvarul vieții. Astăzi mergem, veniți căsătorie mea, de vreunii preferiți, veniți voi aceeași credință, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi tineri, iubiți credincioși, am venit la întâlnirea duminicală cu Domnul cel Înviat pentru a-i asculta din nou cuvântul, pentru a primi acel adevăr care trebuie să ne călăuzească în viața de fiecare zi, să facem împreună acest gest de acceptare a voinței lui Dumnezeu. Astăzi vom auzi un exemplu care ne este grăitor, și anume două văduve care oferă tot ceea ce au la viața lor atunci când e vorba de trimisul lui Dumnezeu, cum este văduva din prima lectură, sau văduva care aruncă în misteria templului ultimii doi bănuți pe care îi mai are. Un îndemn, spuneam, de a umbla în adevăr, adică în generozitate, în dăruire plină de iubire, pentru că atunci când dăm cu bucurie, răsplătește și Dumnezeu îmbelșugat. Și suntem astăzi și cu o bucurie deosebită, pentru că un grup de 50 de studenți fac adeziune la Asociația Studenților Catolici, care funcționează de câțiva ani și care adună deja peste 1000 de studenți, o asociație care alături de Acțiunea Catolică sau de celelalte forme de asociații din dieceză, contribuie la un apostolat în mediul universitar. De aceea însoțim și vă însoțim, dragi tineri, care astăzi veți face adeziunea cu rugăciunea, invocând binecuvântarea lui Dumnezeu ca acțiunea voastră, prin această asociație, să contribuie la noua evanghelizare. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Cururea Picioare, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Și îndurător, înlătură cu bunătate tot ceea ce ne stă împotrivă, ca eliberați de orice povară trupească și sufletească, să te putem sluji cu toată libertatea, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt,
în toți vecii vecilor. Din cartea întâi a regilor. În zilele acelea, Ilie, profetul, s-a ridicat și a mers la Serepta. Când a ajuns la poarta cetății, iată, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a strigat către ea și a zis: adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Ea a plecat ca să-i aducă, iar el a strigat către ea: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine. Ea a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău că nu am nimic copt, ci doar un pumn de făină într-un vas și puțin ulei într-un ulcior. Iată, strâng două vreascuri ca să merg să pregătesc pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: nu te teme, mergi și fă după cuvântul tău, dar fă pentru mine o turtă mică mai întâi și adu-mi-o. Apoi vei face pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: vasul cu făină nu se va termina și urciorul cu un de lemn nu se va împuțina până în ziua când Domnul va da ploaie peste fața pământului. Ea a mers și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și au mâncat el, ea și casa ei mult timp. Vasul cu făină nu s-a terminat și urciorul cu un de lemn nu s-a împuținat după cuvântul Domnului pe care l-a spus prin Ilie. Cuvântul Domnului. Laudă, suflete al meu, pe Domnul Dumnezeul tău. Face judecată celor asupriți, el dă pâinea celor flămânzi. Domnul îi eliberează pe cei închiși. Domnul deschide celor ori, Domnul îi ridică pe cei împovărați. Domnul îi iubește pe cei drepți, Domnul are grijă de cei sărmani. Pe văduvă și pe orfan, dar nimicește calea celor nelegiuiți. Domnul Dumnezeul tău, Sionule, domnește în veci din generație în generație. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, Hristos nu a intrat într-un sanctuar făcut de mână de om, prefigurarea celui adevărat, ci chiar în cer, ca să se arate acum înaintea feței lui Dumnezeu în favoarea noastră și nu ca să se ducă pe sine de mai multe ori,
așa cum marele preot intră în sanctuar în fiecare an cu sângele altcuiva, căci ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii. Dar acum, la împlinirea timpurilor, el s-a arătat o singură dată ca să distrugă păcatul prin jertfa lui. Și după cum oamenilor le este dat să moară o singură dată, iar după aceasta este judecata, tot la fel și Hristos, după ce s-a oferit odată ca să ia asupra sa păcatele celor mulți, se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru a-i mântui pe cei care îl așteaptă. Cuvântul Domnului. Cei săraci cu Duhul, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus, în învățătura Lui, mai spunea mulțimilor: feriți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să fie salutați prin piețe, să ocupe primele locuri în sinagogi și locurile din tâi la ospețe. Ei devorează avutul văduvelor și se prefac că se roagă îndelung. Ei vor primi o condamnare mai aspră. Stând în fața visteriei, privea cum punea mulțimea banii în caseta pentru ofrande. Mulți bogați puneau mult. A venit și o văduvă săracă și a pus două monede mici, câțiva bani. Atunci i-a chemat pe discipolii săi și le-a zis: adevăr vă spun că văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toți cei care pun în caseta pentru ofrande, pentru că toți au pus din surplusul lor. Ea însă a pus din sărăcia ei totul, tot ce mai avea la viața ei. Cuvântul Domnului. Dragi tineri, iubiți credincioși, așa cum am auzit această Evanghelie, am putea spune că are două părți, două scene. Prima parte, care privește mai ales acea categorie a cărturarilor, a fariseilor, care pe bună dreptate încercau să-și împlinească datoriile față de Dumnezeu, să fie exemplu, dar Hristos totuși îi critică pentru faptul că prea etalau ținuta lor, banii lor, evlavia lor. De aceea a și rămas această vorbă printre noi care spune că cineva este ipocrit.
sau farizeul se arată în afară, dar înăuntru este gol. Nu are acea capacitate interioară care să susțină toate acele gesturi pe care, în mod firesc, cineva trebuie să le aibă și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și partea a doua a Evangheliei privește doar o scenă care ar fi trecut poate pe neobservate la templu, dar Iisus era acolo cu apostolii și profită de ocazia trecerii unei văduve sărace care a mers și ea la templu și a oferit și ea ceea ce avea, doi bănuți. Era în mentalitatea poporului ales să meargă la templu cel puțin o dată pe an și ne închipuim că prin templu se perindau și bogați și săraci și curioși și comercianți, tot felul de lume. Erau din cei care au studiat istoria și geografia Țării Sfinte, în templu erau 13 trombe metalice în care cei care veneau aruncau banii pe care îi ofereau templului. Fiecare casetă, am putea spune că avea o destinație, așa cum și noi vedem în multe biserici, pentru misiuni sau pentru pâinea săracilor sau pentru construirea bisericii. Așa erau și acele trombe care adunau banii celor care treceau și era cineva acolo care, într-un fel, atrăgea atenția cu tare, X, Y, a dat o sumă și aplaudau. Mare i-a fost mirarea acestui paznic de la intrare când a văzut că o bătrânică a scos doar doi bănuți, pentru că atât avea la viața ei, și poate cu un pic de ironie ar fi spus, iată, o bătrână care a dat doi bănuți. Iisus se folosește de această ocazie pentru a interveni și pentru a spune, de fapt și în realitate, această văduvă a dat mult mai mult decât toți bogații la oaltă, pentru că ea a dat din sărăcia ei, pe când cărturarii, farizeii, au dat din ceea ce le prisosea. Și această scenă, partea a doua din Evanghelie, ați remarcat, se aseamănă și cu scena din prima lectură, acea văduvă care este solicitată de profetul Ilie să-i dea de mâncare. Ilie era persecutat, fugar, și a ajuns tocmai într-un loc unde a văzut tocmai această bătrână care se pregătea să facă de mâncare pentru sine și pentru fiul ei. Și Ilie o solicită tocmai să dea lui acea mâncare, cu promisiunea că Dumnezeu va avea grijă de dânsa. Este o scenă care pune în evidență speranța unei femei care renunță la puțină făină și puținul de lemn pe care îl mai are în casă, cu speranța că acel cuvânt al profetului se va adeveri. Și într-adevăr, poate fi și această învățătură care se desprinde din prima lectură, că atunci când oamenii dau din puținul lor, oamenii care dau cu generozitate și cu iubire, Dumnezeu îi răsplătește. Este o învățătură pentru noi și m-aș opri asupra acestui gest de dărnicie pe care noi suntem chemați să o manifestăm, pentru că măsura, măreția unei persoane se măsoară după gradul de generozitate. Metrul cu care Dumnezeu măsoară nu este metrul nostru, care privește cantitățile sau care lungimea unor acțiuni, dar metrul lui Dumnezeu este metrul iubirii. Atunci când se dăruiește ceva din toată inima, din tot sufletul, valorează mult mai mult decât poate am da din ceea ce ne prisosește sau din ceea ce considerăm că nu mai avem nevoie și putem să dăm mai departe. Și această învățătură privește o realitate, pentru că, în general, multe
situații, în multe situații, sunt cei săraci, oamenii mai necăjiți, care intervin și contribuie mult la susținerea multor opere sociale ale bisericii decât bogații. O întâmplare, odată un paroh care a construit o biserică, bineînțeles apelând și la ajutorul localnicilor, atunci când a pus acea placă comemorativă care amintea de construirea bisericii, a scris printre altele că această biserică s-a construit cu sfatul celor bogați și cu banii celor săraci. Este o realitate pe care am văzut-o și eu de repetate rânduri, că cei care au puțin, cei care sunt mai simpli, oferă mult mai mult pentru că oferă din toată inima și doar aici colo mai vedem câte unul care se afișează arătând poate bancnote mari, că le dă de pomană sau încearcă să atragă atenția asupra generozității. Tocmai de aceea Iisus spune, feriți-vă de acei oameni care le place să fie văzuți, acei oameni care se etalează în fața altora și în schimb Iisus parcă vrea să ne spună, priviți la acea văduvă din Evanghelie, care ne dă o lecție mult mai importantă și interesantă decât ceilalți. Suntem și sunteți și voi, dragi studenți, dragi tineri, în fiecare zi spectatori ai atâtor acte de rea educație, de vulgaritate, chiar și de dispreț total. Iisus, cu exemplul său din Evanghelia de astăzi, ne învață și ne invită să surprindem de multe ori nuanțele, gesturile de bine, de politețe, de generozitate, de bună creștere, de eleganță. Sunt de multe ori lucruri mici, lucruri pe care de multe ori le presupunem și nu le dăm importanță. Iisus ne face să înțelegem că măreția unei persoane, demnitatea unei persoane se măsoară pornind de la realitățile mici. Și pentru că toți avem posibilitatea să pornim de la realități mici, iată, această văduvă ne învață că putem face și noi mult bine cu puținul pe care îl avem, cu cei doi bănuți, poate care nu ajunge nici măcar să ne procurăm ceva pentru trai. Adevărata măreție a unei persoane nu constă nici în puterea sa, nici chiar în inteligența pe care o etalează uneori, dar în iubirea sa. Acea văduvă, spune Iisus, a dat mult mai mult decât toți ceilalți, pentru că a dat cu toată iubirea, din toată inima, renunțând și ceea ce mai avea la viață. Trebuie să spun că pe vremea lui Iisus, văduvele erau o categorie de persoane disprețuite. După moartea soțului, o văduvă nu moștenea nimica de la soț și rămânea să trăiască doar cu ajutorul a ceea ce ofereau copiii. Și ne închipuim că această bătrână văduvă, rămasă fără soț, dar și fără avere, fără posibilități financiare, totuși are curajul să ofere cei doi bănuți pe care îi mai avea. Pe bună dreptate, spune un proverb, cine dă cât poate, este destul de generos. Și Iisus vrea, într-adevăr, să arate acest lucru prin acea scenă din Evanghelia de astăzi, care este întărită și de scena din prima lectură cu acea femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Chiar dacă avem puțin, să dăm cu mărinimie, cu generozitate, doi bănuți, ca și văduva, avem totdeauna. Mă refer poate nu atât la banii pe care îi avem în portmoneu sau în buzunar, dar acel puțin bine care se lășluiește în noi poate fi mereu la îndemâna noastră și putem da. Putem da odată sau într-o altă situație, să zâmbim cuiva care are nevoie de zâmbetul nostru.
altădată poate un gest de mângâiere, altădată poate știm că cineva așteaptă un telefon. Și slavă Domnului, sunt atâtea telefoane astăzi și în orice loc putem să dăm și un telefon și un mesaj și folosindu-ne de toate mijloacele pe care internetul le pune la dispoziție. Sunt gesturi mici, dar de multe ori cântăresc mult în balanța lui Dumnezeu, pentru că dacă le facem din iubire și în general căutăm să venim în ajutorul celui care are nevoie de noi, acel gest capătă o valoare deosebită. Iisus, pornind de la începutul Evangheliei, ne pune în gardă să nu facem multe lucruri ca să ne vadă oamenii, să arătăm că noi suntem cineva sau că noi suntem, poate, cap de afiș în multe acțiuni. Se spune că aparențele înșală. Dacă vrem să ne uităm doar la exterior, de multe ori rămânem dezgustați, aparențele înșală. Nu trebuie să ne încredem în aparențe. O casă mare, frumoasă, are un ecou mare înăuntru. Se aude zgomot, orice zgomot, pentru că este goală înăuntru. Degeaba ne înfățișăm sau etalăm niște lucruri exterioare dacă nu avem și acoperirea interioară. Iisus ne amintește că măreția și frumusețea unei persoane se măsoară după gradul de generozitate. Fericitul papă al Conciliului Vatican al II-lea, Paul al VI-lea, spunea că niciodată nu trebuie să ne pară rău că am fost prea generoși. A fi generos și în cele materiale, dar și în sentimente umane. În scrierea evrească, Talmud, acea colecție de învățături și de interpretări a legii, se spune, există patru categorii de persoane. Unii spun, al meu este al meu, al tău este al tău. Și spune Talmudul, acela este un mediocru. Alții spun, al meu este al tău și al tău este al meu. Talmudul spune, acela este un ignorant. Alții mai spun, al meu este al meu și al tău este al meu. Acela este un nelegiuit. În fine, termin acest fragment din Talmud, sunt alții care spun, al meu este al tău și al tău este al tău. Acela este un sfânt. Gestul de generozitate, nu de egoism sau de interese meschine, iată și o învățătură care vine din vechime, ca o interpretare a cărților sfinte, dar care ne arată că trebuie să depășim de multe ori barierele egoismului, al interesului propriu și să fim generoși, cu care din aceștia vrem să ne asemănăm, cu cel mediocru, cu cel ignorant, cu cel nelegiuit sau cu cel sfânt. Să dăm fără a aștepta ceva în schimb, să răspândim cultura dăruirii, a generozității, pentru că Iisus spune, este mai mare bucurie în a da decât a primi. Sigur că ne bucurăm și când primim cadouri, dar bucuria este mai mare atunci când știm să dăm, pentru că știm că dăm și acest lucru îl facem și într-o motivație de credință. Doi bănuți, spuneam, găsim întotdeauna. Să-i scoatem din buzunarul inimii noastre, pentru că deseori ceea ce se dă este lucru mic, dar obține un efect deosebit. Lucruri mici pe care le vedem și noi, o floare, un mic cadou pe care îl dăm, de multe ori poate aduce bucurie mai mare cuiva decât dacă i-am face un cadou valoros sau mare. Cu cât dăm mai mult și dăm, de fapt, cu gândul că îi oferim lui Dumnezeu, cu atât și Dumnezeu este mai generos cu noi. Niciodată nu putem spune că dăm îndeajuns, pentru că multe lucruri pe care le avem și suntem un fel de administratori a acestor bunuri pe care le posedăm. Noi trebuie să administrăm bine și atunci trebuie să fie gândul nostru
de recunoștință și față de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe capacități, multe bunuri, multe lucruri frumoase, noi trebuie să folosim bine, pentru că, în fond, la sfârșitul vieții, cu ceea ce ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, vor fi aceste bunuri pe care le-am dăruit, cu aceste fapte de milostenie pe care noi le-am săvârșit pe parcursul vieții noastre. Posedăm cu adevărat numai ceea ce știm să dăm cu adevărat. Și este mângâietor acest gând. Este și luna noiembrie, în care la început chiar am citit acea pagină de la judecată, când Iisus i-a judecat pe cei prezenți după faptele de milostenie, după cât au dat, după cât s-au implicat pentru a-i ajuta pe oameni. Sfântul Leon cel Mare, un sfânt părinte al Bisericii, din secolul 5-4-5, comentând Evanghelia de astăzi, scria: pe balanța dreptății divine nu se cântărește cantitatea darurilor, dar greutatea inimilor. Văduva din Evanghelie, spune Sfântul Leon cel Mare, a pus în visteria templului 2 bănuți și a depășit darurile multor bogați. Niciun gest de bunătate nu este lipsit de sens înaintea lui Dumnezeu. Niciun gest de milostenie adevărată nu rămâne fără răsplată înaintea lui Dumnezeu. Dragi tineri, iubiți credincioși, iată o învățătură pe care noi o primim în această duminică, cu îndemnul de a fi generoși, cu gândul de a ne încărca mereu inima cu acea doză de iubire cu care să știm să dăruim și lucruri materiale, dar și spirituale, și un sfat, și o mână de ajutor, și un gest de încurajare, și un gest de a însoți pe cineva în momentele mai grele sau de cumpănă. Dacă vrem să fim cu adevărat fericiți, trebuie să facem fericiți pe alții. Ceea ce suntem, spuneam că este darul lui Dumnezeu, viața noastră, capacitățile noastre, talanții noștri. După această viață, obișnuiau Sfinții să spună, vom duce cu noi ceea ce am adunat, dar ceea ce vom fi dăruit altora. Acelea vor fi faptele cu care ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem această lecție, lecție grea, dar cu ajutorul lui Iisus, care ne privește și pe noi, de la această sfântă liturghie, să plecăm cu convingerea că ceea ce contează pentru noi este dorința de a-i oferi tot ceea ce avem, chiar și puținul pe care îl avem, dar să fie din toată inima. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă,
catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, încrezători în providența lui Dumnezeu, să-i prezentăm acum cererile inimilor noastre, convinși fiindcă El este atent mereu față de copiii Săi. Să ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru episcopii noștri, Petru și Aurel, pentru toți episcopii și păstorii noștri sufletești, ca întăriți fiind de Dumnezeu să-i ajute pe credincioși să vadă în Hristos izvorul nesecat al iubirii și al dăruirii pentru mântuirea lumii. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru membrii Asociației Studenților Catolici din Iași, ca Dumnezeu să îi întărească în credință, înțelepciune și har și să răspundă mereu cu promptitudine și iubire chemării lui Dumnezeu în a-i ajuta pe ceilalți. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru familiile creștine, pentru ca ele să urmeze exemplul familiei sfinte de la Nazaret și să trăiască în iubire, pace și respect, atât în interiorul ei, cât și cu cei din jurul lor. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru tinerii din Iași, ca ei să găsească puterea de a-și îndeplini misiunea creștină pe acest pământ și să simtă tot mai mult dorința de a moșteni viața veșnică. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru victimele catastrofei de la București, pentru ca Domnul să fie milostiv cu sufletele celor răposați, iar familiilor aflate în suferință să le dea curajul de a merge cu credință mai departe pe drumul mântuirii. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Să ne rugăm pentru răposații noștri și pentru cei uitați, pentru ca Dumnezeu să le ierte toate păcatele săvârșite pe pământ și să-i conducă în lăcașurile sale cerești. Să ne rugăm! Te rugăm! Primește, Dumnezeule Atotputernic, toate intențiile inimilor noastre și împlinește-ne dorința de a Te urma cu fidelitate până la sfârșitul vieții, pentru a ne putea bucura în ceruri cu Tine pe vecie, prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să te
Caută, Doamne, cu îndurare la jertfa pe care ți-o oferim și dă-ne harul să luăm parte cu inimi pline de credință și de evlavie la pătimirea Fiului Tău pe care o celebrăm în chip tainic prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm inul măririi tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău în jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururile liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
viața cea veșnică. Amin. De aceea, cu preținime tot Doamne Iisuse Hristoase, să nu învieți de lumea de șosântă și bunătatea să nu fiți cu apărarea sufletului și a Duhului și spre tămăduirea mea. Temelului Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Întăriți de această hrană sfântă, îți aducem, Doamne, mulțumire și implorăm îndurarea Ta, care vărsarea Duhului Sfânt să-i păstre de statornici în dreptate, pe aceia care au fost îmbrăcați cu putere de sus prin Hristos Domnul nostru. În câteva anunțuri scurte, sâmbăta viitoare la ora 15 va începe programul de pregătire pentru cei care s-au înscris să primească sacramentul mirului anul viitor. Anul acesta, Centrul Diecezan Caritas Iași împlinește și sărbătorește 25 de ani de activitate în dieceza noastră. În acest sens, marți la ora 18, Preasfințitul Petru Gherghel va prezida o sfântă liturghie de mulțumire aici, în catedrală, liturghie la care responsabilii de la Caritas ne invită pe toți. Duminica viitoare, tot aici, în Catedrala Nouă, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 16, surorile Adriana Roca și Monica Bogdanel, din Congregația Surorile Providenței, vor face profesiunea perpetuă, în vederea unei pregătiri cât mai rodnice pentru acest eveniment deosebit și pentru a fi uniți în rugăciune cu ele. Surorile ne invită pe toți cei care putem și dorim să participăm la un moment de rugăciune miercuri seara, după Sfânta Liturghie, în Catedrala Veche. Vă mai anunțăm că a apărut deja calendarul pentru anul viitor, atât cel clasic, cât și alte două variante, inclusiv calendarul ecumenic. Pe toate le puteți procura de la biroul parohial. Vă dorim o duminică binecuvântată și o săptămână în Domnul. Dragi studenți, urmează acum să procedați la această adeziune prin care vă exprimați disponibilitatea de a fi membrii ai Asociației Studenților Catolici din Iași. Un gest de iubire, dar și de responsabilitate pentru apostolatul pe care îl faceți, așa cum v-ați pregătit și cum vă stau alături îndrumătorii voștri, Părintele Fabian Dovoș, Părintele Oficiul pentru Pastorația Universitară, împreună cu Părintele Lucian Farcaș, împreună cu Părintele Iosif Ienășoaie de la Căminul de Studenți, împreună cu Părintele Cristian Bârnaț și sub privirile Părintelui Paroc, aici, în această catedrală, ori de câte ori vă veți aduna, pentru a primi și încurajare, dar mai ales putere de sus, pentru ca această apartenență voastră la o asociație alături de sutele de mii de tineri, poate din întreaga lume, care sunt grupați în diferite organizații, asociații, să contribuie la înfrumusețarea acestui pământ și să-i facem pe oameni mai buni. De aceea implorăm acum binecuvântarea Bunului Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, dar și a fericitului nostru martir Anton Durcovici, care în timp ce era preot la București s-a ocupat foarte mult de diferite asociații și i-a îndrumat pe calea cea bună. Și acum vă rog să vă exprimați această disponibilitate. Astăzi ne exprimăm disponibilitatea. Și acum urmează înmărarea însemnelor care vor fi o mărturie că astăzi ați făcut acest pas. Domnul să primească disponibilitatea voastră și să vă ajute să faceți acest apostolat rodnic.
cum vedeți, au mai rămas însemne, așa că vă așteptăm și pe alții ca să vă asociați la această grupare de studenți cu bucuria de a milita pentru idealuri înalte, așa cum ați exprimat în adeziunea voastră. Vă felicit și vă felicit și în numele Preasfințitului nostru Episcop Petru pentru această angajare a voastră în opera Bisericii. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.